Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la partea a doua și ultima despre cele mai tari filme de pe Netflix din 2023. Hai să nu mai lungim și să intrăm direct în pâine. Heart of Stone is going to be extremely epic. It's a super grounded, raw action thriller. Heart of Stone este prezentat enigmatic de Netflix ca fiind un film despre Rachel Stone, un agent de informații care totodată este și singura femeie care se află între organizația ei puternică globală de menținere a păcii și pierderea celui mai valoros și periculos bun al său. IMDb e puțin mai rezervat, spune doar "Plot kept under wraps, described as a spy thriller." Nu mă aștept la foarte multe de la acest film. Gal Gadot ar avea nevoie de un film bun, în opinia mea, pentru a-și salva traiectoria carierei din ultima perioadă. Red Notice e blocat doar pe Netflix și nu mi s-a părut extraordinar, deși a performat bine la box office sau cum se mai calculează la Netflix, dar Wonder Woman 1984 a fost atât de prost încât am renunțat să-l văd după prima jumătate de oră. Singurul lucru încurajator pentru acest film ar fi afirmația asta. We really wanted to make sure we keep it realistic so people can feel the pain. Dar în același timp, poate va fi greu cu un personaj feminin de tip girl power care se bate cu toată lumea și câștigă fiecare bătălie în parte fără nicio zgârietură. În Damsel, o tânără care crede că este căsătorită cu prințul perfect este aruncată într-o groapă unde descoperă că nu va deveni nicio prințesă până la urmă, ci un sacrificiu uman. Ea va încerca să supraviețuiască suficient de mult până când cineva o va putea salva, dar își dă seama la un moment dat că nu va veni nimeni și că va trebui să se salveze singură. Pe Millie Bobby Brown sigur vă amintiți din Stranger Things sau Enola Holmes. Cam aceeași poveste ca în Heart of Stone, doar cu un flair mai medieval din povești. Un personaj puternic feminin care va încerca să elimine tot ce stă în cale, inclusiv pe prințul diabolic care a trădat-o. Abia în octombrie vom vedea dacă, sau mai degrabă spus, cum va reuși acest lucru. Regizorul filmului Italian Job, cel din 2003, ne propune în 2023 un alt film despre jafuri. Lift, cu Kevin Hart, Sam Worthington și Jean Reno urmărește o hoață și fostul ei iubit care fac echipă pentru a fura 100 de milioane de dolari în lingouri de aur. Pain Hustlers cu Emily Blunt și Chris Evans este bazat pe articolul The Hard Sell din New York Times, care apoi a devenit roman scris de același autor, Evan Hughes. Filmul o urmărește pe Lisa, care visează la o viață mai bună pentru ea și fiica ei, obținând un loc de muncă la o firmă din domeniul farmaceutic. Curajul ei o catapultează în toiul unei companii din înalta societate, dar totodată și în mijlocul unei conspirații criminale. The Killer este semnat de David Fincher, regizorul meu preferat, și am toată încrederea că filmul va fi cel puțin bun. Este bazat pe romanul de benzi desenate cu același nume scris de Alexis Noland, care a câștigat premiul IGN Best Indie Book of 2007, dar și cel mai bun roman grafic pe care nu l-ai citit anul acesta, acordat de Newsrama în 2007. Cu un scenariu atât de puternic și un actor atât de bun ca Michael Fassbender, plus un regizor de talia lui David Fincher, acest film câștigă premiul filmul pe care aștept să-l văd cel mai mult de pe Netflix anul acesta. Deși tot aștept ca Fincher să revină odată la Mindhunters într-un final. În orice caz, acum hai să vedem ce părere are Fassbender despre acest proiect. Had the great privilege and honor of working with David Fincher on a film called The Killer. I have the lead role in his film. To have a very small window of opportunity to go to work and then to be able to work with one of the best filmmakers out there, it was just a dream come true.
Pe locul 2 al clasamentului, filmul pe care aștept să-l văd cel mai mult de pe Netflix este Leave the World Behind. Și nu din cauza actorilor ca Julia Roberts, Ethan Hawke sau Kevin Bacon. Sam Esmail a adaptat scenariul după romanul cu același nume, iar în același timp tot el este responsabil și pentru una dintre cele mai ciudate povești aduse vreodată într-un serial, Mr. Robot. Hello, friend. Hello, friend. That's lame. Maybe I should give you a name. But that's a slippery slope. You're only in my head. We have to remember that. Shit. This actually happened. I'm talking to an imaginary person. Filmul îi urmărește pe Amanda și Clay împreună cu copiii lor adolescenți într-o vacanță ambițioasă care este subit întreruptă de sosirea altui cuplu care deține casa de vacanță în care ei stau și care totodată au fugit din orașul apropiat, aparent paralizat de o pană de curent fără precedent. Când internetul, televiziunea și radioul încetează să mai funcționeze, ei nu mai au cum să afle ce se întâmplă. Iar pe măsură ce exploziile sonice ciudate zdrobesc liniștea peisajului și animalele încep să migreze în moduri ciudate, sănătatea lor fizică și psihică începe să se dezintegreze. Un fel de apocalipsă în slow motion la nivelul celor două familii care nu au habar ce se întâmplă și care probabil vor acționa haotic. For all that you love, show them no mercy! Rebel Moon, care vine abia pe 22 decembrie, primește mențiunea onorabilă la categoria filmul pe care aștept să-l văd cel mai mult pe Netflix în 2023. Este un SF regizat de Zack Snyder, vinovat pentru filme ca Justice League, Batman vs. Superman, Man of Steel, Watchmen și 300. Ce am enumerat mai devreme mă face să cred că Rebel Moon va fi cel puțin plăcut și îmi doresc să fie chiar mai mult decât atât. Ba chiar îmi doresc să fie și mai mult decât atât, iar semnele sunt cel puțin bune. Scenariul conceput inițial pentru franciza Star Wars a fost modificat pentru așa zisul univers SF al lui Snyder. Se pare că regizorul are în plan realizarea mai multor filme care vor fi conectate pentru o poveste amplă și este confirmat că odată cu filmarea scenelor din Rebel Moon a fost filmată și continuarea acestui film care a primit numele provizoriu de Rebel Moon 2. Rămâne de văzut dacă acest Snyderverse science fiction va fi realizat, Rebel Moon având sarcina dificilă de a ne convinge în primul rând pe noi dacă va merita o continuare sau nu. Și așa, lista filmelor pe care Netflix le-a anunțat pentru 2023 se oprește aici. Rebel Moon, Extraction 2, Leave the World Behind și The Killer sunt filmele pe care îmi doresc să le văd cel mai tare.